Hei, salut, eu sunt Andrei, astăzi este primul video al meu. Alături cu mine este Sebi. Spune salut. Salut. Și el are un canal de YouTube, îl cheamă SebiXTheGaming. Vă rog, abonați-vă și la el și la mine. Și astăzi vom face, adică vom arăta care este mai bun, pennyboard-ul sau waveboard. Sebi a învățat să se dea și el, eu știam. Și pe pennyboard, cam așa. S-a văzut. Sebi, hai dăm waveboard. Bam, bam. Bam, bam, chica, bam, bam. Deci eu mi-am luat waveboard-ul de la Decathlon din Brașov acum 2 zile și așa se dă. Da. Acesta este waveboard-ul meu și pennyboard-ul, dar l-am lăsat și pe Sebi să se dea pentru că el nu știa și l-am învățat. Da. Și eu o să postez în fiecare zi. Sper că o să vă placă. Vă rog să dați like. Măcar să se strângă 10 like-uri la acest video. Și la Sebi să dați like. Cum v-am spus, îl cheamă Sebi de Gaming. Ne-a zis un om că doar pe partea asta nu putem, da? Că de acolo e spa. Și o să vă spun. Mie îmi place mai mult waveboard-ul acesta decât pennyboard-ul ăla, dar și pennyboard-ul mi-a plăcut. Se descarcă telefonul. Și mi-a plăcut și pennyboard-ul, da? Dar acum îmi place waveboard-ul și da. După părerea mea, waveboard-ul e mai fain și mai bun. Dar și pennyboard-ul e decent. Așa că puteți să vă luați waveboard sau pennyboard. Pennyboard puteți să vă luați de la Decathlon și waveboard la fel. Și waveboard-ul ăsta l-am luat acum 2 zile, v-am spus. Și asta a fost videoul de azi. O să mai postez, cred că astăzi, un video. Cred că Whisper Challenge sau 7 Second Challenge, ceva de genul. Un challenge. El a fost Sebi, eu am fost Andrei. Și ne revedem data viitoare. Pa, pa!